Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod pe Reddit, pe subreddit. Chiar am zis să aruncăm o privire peste Fall Guys, pentru că devine din ce în ce mai popular jocul acesta. L-ați văzut și voi pe live-uri și am zis, bă, de ce să nu ne uităm la niște faze interesante și ce este pe subreddit în principal popular. Și acum că stau să mă gândesc, vreau să vă arăt, prima dată înainte să ne uităm pe subreddit, vreau să discutăm puțin despre noul sezon, ce va urma să fie adăugat. Pentru a mulțumi sponsorului de astăzi, care este Boosteroid, unii dintre voi îl veți ști deja, l-am mai prezentat și eu pe canal. Avem una bucată telefon și una bucată Boosteroid, vedeți acolo în browser, boosteroid.com. De astăzi este și pe telefon, pentru cei care nu aveți calculator, dar totuși aveți ceva jocuri, de fapt nu neapărat trebuie să le-ai cumpărat, de exemplu vedeți Fortnite pe ecran acolo, este complet gratuit și îmi scuzați setup-ul meu scuffed, dar vedeți că este o listă cu jocuri, mai mult ce am eu pe cont, ce îmi recomandă mie. Și dacă apăsăm pe butonașul acesta și ne ducem jos, vedem că, dă-i mai jos, vedem că sunt toate jocurile precum pe calculator, dar le puteți încerca direct din browser. Deci nu este nicio aplicație, intrați în browser. Nu știu exact dacă am drepturi de autor și sper să nu se supere nimeni că le folosesc videoclipul, gameplay-ul și așa, însă este videoclipul postat de către developerii jocului și ne arată că vor fi skin-uri noi. Dau eu puțin sunetul mai încet. Hai că mi s-a dat pe speed up. Deci avem hărți noi, skin-uri noi. Acestea, vedem că sunt câteva skin-uri, va fi cu tematică medievală. Nu știu exact când se adaugă sezonul 2, cred că, nu știu, săptămânile viitoare, luna viitoare. Vedeți o hartă nouă cu stil medieval unde trebuie să adun niște cutii și să sari peste perete, am observat. Uite un costum nou de magician. New rounds. Vorbește developerul și zice că e cu stil de, mă rog, tematică medievală. Vor fi hărțile acestea, care vor fi interesante. Vedeți că trebuie să aduni obiectele și să sari gardul. După care trebuie să... să fii într-o competiție, mă rog, zic ei, și să treci peste... E asemănător cu chestiile galbene sau ce culoare au de caz de pe ele. Da, îmi place ideea pe tematică medievală. Uite, cu pietre, cred că aduni pietre în loc de ouă sau... Uite, aici sunt cu cerculețele. Trebuie să sari peste... Mă rog, e asemănător cu ce avem deja. Numai că e harta schimbată. Și... asta nu știu ce n-ai, că e tot așa să împingi peretele. Deci e asemănătoare, numai că vor fi mult mai multe hărți. Ceea ce e mișto. New costumes. Ia uite-l, o dată. Adică sunt ok costumele. Ce mă interesează la jocul ăsta... este să văd, că o să ne uităm acum pe subreddit, niște skin-uri de astea, exact ca la Brawl Stars, în colaborare cu diferite branduri. Vedeți cum trebuie să pui cutiile, să sari peste. O să fie interesant că e content nou. Au anunțat ieri la Gamescom sezonul respectiv. Pe developerul lead art designer sau ceva. Nu cred că a zis când se adaugă. Nu știu dacă a zis în video. Zice să urmărim pe Twitter, să-i urmărim pentru update-uri. Bun, ne întoarcem pe subreddit. Deci ați văzut sezonul care urmează să se adauge. O să jucăm și noi pe live-uri și așa, abia aștept content nou. Însă hai să vedem ce este cel mai popular all time. Văd că e o postare de ieri. Deci începe recent să fie popular subreddit-ul. Îl avem pe tipul acesta. I think I might be the unluckiest player in the game. Nu e sunet. Și că am cel mai mare ghinion, deci este la harta cu hexagon la final, mai sunt 6 jucători. Și a căzut prin toate găurile. Asta am mai văzut și noi într-o compilație pe un live. Super! Wow, n-ai ce să faci, ghinion maxim. Ghinion maxim, maxim. Mai departe avem țăranii care își cară regele până la linia de sosire. Asta e destul de amuzantă. Check it out. Check it out! S-a pus pe bucata aia și știe că oricum trebuie să le... gen, chiar dacă ăia trec, sunt 32 și a fost printre primii. Și uite cum aplaudă. Bă, ce nebun, ce nebun. Ok, me closing Fall Guys after losing all night. După ce închid jocul, după ce am pierdut toată noaptea. Zice că ne revedem mâine. Dar nu prea știu că nu mă joc deloc Fall Guys off camera, din păcate. Poate o să facem și niște episoade, vedem, dar în timpul liber nu m-am mai jucat. This is probably already posted, but I don't know. Asta e tare cu... la alergă la finish line. Și apoi el e eliminat. Tare, tare asta. Și hai să mai vedem.
This was more satisfying than winning a crown. Și că a fost mai satisfăcător decât să câștig. Băi, a păcălit, ești nebun? What? Ok, dar de unde știa el că peretele ăla e bun? Aia e întrebarea mea. Însă, tare, tare, tare. Întregul lobby se unește ca să combată un hacker. Asta am mai văzut, e foarte lung videoclipul. Ideea e că avem un hacker ce zboară. Îl vedeți cum împinge mingea? Și tot lobby-ul se unește ca să piardă echipa albastră și să câștige galbenul ca hackerul să piardă. Cam asta e ideea. Și gen, îi zice eliminated. Destul de tare. Cam nasol cu hackerii, sper să rezolve pe viitor. În jocul acela Tail Tag, unde trebuie să furi coada inamicului. Coada inamicului, coada ta. Ha, că e mai mare și că o pierzi mai repede. Ni se întâmplă. Ah, da, fructul meu favorit, lemnul. Nu știu la ce face referința asta. Habar n-am. This game doesn't like me. Nu mă iubește jocul. Eu o să mai dau skip, că am puțin așa ADHD și n-am răbdare. Și multe clipuri, cum să vă explic, au un început care durează extrem de mult. Bă, și asta i s-a întâmplat la fel. Mă, e o strategie asta, fii atent. Asta e o strategie pe care mulți o vor face la această hartă. Deci, va pica unul, că mi zicea și Marius, va pica unul până jos de tot. Deci el va fi primul pe ultima platformă, golește tot mijlocul și rămâne doar exteriorul. Și toți vor cădea, practic. De ce zic? Marea majoritate. Deci e o strategie. Asta s-a întâmplat. Toată lumea crede că sunt hacker. Ia. L-am pins careva, parcă? A, s-a glitchuit în... A, și zic că e hacker. Lol, trebuie să rezolve chestia cu numele, mă. Mamă, cât de mare e harta, nici nu știam. Wow, s-a calificat primul, ok. Here's the pitch for a finals game mode, sumo. Da, ar fi ceva sumo. Să-ți împingi cu echipierii, adversarii, pardon. Saw the wolf cheating, so I had to take one for the team. A, cred că se prinde de el, sau? O, da, soare ăla. Uite, vezi, stă degeaba, adică arată exact ce se întâmplă și fix când dau skip, pierd momentul. L-a ținut pe log, bă. You are the champ. Uite aici la sneak peek-ul, dă-mi și un thumbs up. Floor at the mall is horrifying. Oh no, e ca minigame-ul ăla. No one paying attention, egal round 2 win. E chiar runda aia cu toate? Runda finală? Sau? Se pune într-un loc fake, cred. Ia. Yeah. What? Credeam că se duc după el, dar nu. Cum ne-ai bă, n-am văzut așa ceva în viața mea. Decât la streamer, dar acolo e mai complicat. Au căzut iar toți. Da, e foarte rar așa ceva. Well, all hope is lost. The impossible happens. Și că imposibilul se întâmplă, ea. Odată ai pierdut. Odată ai pierdut. Odată ai... Ok. Qualified, sare prin geam. Me every time I reach the finish line. Ah, că sare în față. Și nu merge normal. Da, se poate. E satisfăcător. Hot dog versus hack. German on slime climb. Ia să vedem. Ok. Vezi, adică e o parte... Nu dau seama exact care e segmentul care mă interesează. Deci a trecut și... Aici sunt hackeri, ia. Aproape a căzut. Se bate cu ăștia. Wow, l-a dat jos! Un sfat, dacă vă ține cineva așa, doar săriți. Gen, apeși butonul ăla pe care sari în față, îți dai dash, pentru că se anulează grabul. Mamă, hot dogi, bă. Fall guys aici, o să fie și câteva fanarturi. The slime clean crime. A, știți, harta aia mereu stătea unul galben aici. Nu galben, pe ăstea. Și te împingea. Da, nu știu dacă știți la ce mă refer, dar hai să vedem. This parrot bean tried to ruin my slime climb, so I ruined his win. Deci 2 minute, dacă am stat să ne uităm la fiecare video de asta, în 3 video am terminat episodul. Adică, cam Rafaele. Deci ăsta vrea să-l omoare. Vezi, dacă sari, n-are ce să-ți facă.
Ok, și acum se răzbună sau ce? Ia. Ah, l-a ținut pe loc! Ca să pierdă harta, pentru că a vrut să-l omoare, s-a răzbunat. Da, 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 înțeleg. Și a câștigat altul. Ok, ok. Interesant. Când uiți să ieși din joc după ce ai fost discalificat. Lasă-mă să ies! Lasă-mă să ies! Da, asta e ca un nasol. Odată ce ai murit pe hartă și ai fost descalificat, dacă nu ieși repede, trebuie să aștepți să se reîncarce harta, să-ți facă tot intro-ul până când caracterele pot să plece și abia atunci poți să ieși. Gen, te mai ține cu vreo 20-30 de secunde în joc. Îți faci propriul tău noroc. Mama, harta asta e nebună, rău. Hai să vedem cum își face propriul noroc. Dacă aș fi fost așa ceva în joc, era insane. Îți mulțumesc, domnule, for trying Mr. Slurpy. Slurpy, slurp. Prinde-l! Nu! S-a dus, bă. Oh, au, ce mișto era cum l-a prins de mână. Tare rău de tot. Aștia vorbesc pe Twitter. I-am oferit ce merita. Jocul ăsta e tare, mă, jocul, n-ai ce să zici, însă o să conteze extrem de tare în funcție de cât de mult se ocupă developerii de joc. Asta e toată chestia. Dacă nu vor adăuga hărți, nu vor adăuga, nu știu, servere custom pentru să-ți faci tu servere, să joci cu abonații, de exemplu, în cazul YouTuberilor sau așa, o să moară, cred, jocul. Dar are potențial extrem de mare. Însă la un moment dat o să știi și voi că devine repetitiv. De-aia nici nu vreau să joc foarte mult, nu sunt alții care au 80 de win-uri sau 100 de ore în joc, dar devine plictisitor. Ne jucăm, dar mai rar, știi? Asta e fun pentru că nu ai nevoie de extrem de multă experiență ca să câștigi. Poți să câștigi și dacă nu joci foarte, foarte mult. Am animat cum ar arăta o egalitate. Ah, mișto. Și nu câștigă nimeni. Ok, asta e chiar tare, ar trebui să adauge. Dacă, nu știu dacă poți la momentul de față în joc să faci egalitate pe ultima hartă. Poate să cădeți în același timp sau să nu câștige nimeni, gen. Dar nu știu, hai să vedem. I get knocked out. Asta e un video, nu vreau să-l vedem, că poate e cu drepturi de autor. Când ești eliminat, guide your guy down through the pegs and aim for certain rewards. Vezi că e bună ideea, știi, când mori, să te ghidezi dreapta, stânga, dreapta, stânga, să-ți iei o recompensă. Știi la ce mă gândeam? Ce idee mi-a venit? Nu știu ce ziceți, este idee bună? Încerc să vorbesc repede și mă încurc. Când ești eliminat, să cazi aici, tac, 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 și după aia să fie o altă de asta sau o chestie asemănătoare jos de tot și să te rebage în alt lobby automat. Ce ziceți? Idee bună sau rea? Probabil e nevoie de un loading screen sau ceva, dar ar fi tare. Apparently there's a special message for cheaters during the outro of getting the crown. You cheated not only the game but yourself. Ah, dacă ești cheater și câștigi. Și că ai... Te-ai păcălit nu doar jocul, ci și pe tine. Nu ai crescut, nu ai devenit mai bun, ai luat o scurtătură și n-ai primit nimic. Experiența ta este o victorie goală. Niciun risc, aha. Ce n-ai, băi, copilul ăsta? Wow, 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 wow. Lasă-mă jos! Ionica, te-a spălut, tati! S-a dus. Tare. Hope in humanity restored. Ia uite, suntem cu streamere aici și mi-e cândă dreptul de autor cu claim-uri și așa și... Ai bine, lasă. Cum să câștigi Hexagon 99 din timp? Exact strategia aia, să o ce jos. Hai să vedem. Dacă se mai uită cineva la episod, boys, nu uitați un mic like. Mai Rafael, nu văd video, scoate like-ul ăla. Veți răbdare, băieți, ce aveți? Dați și un like de control dacă vă place să mai facem. Eu doar să știu dacă vă place sau nu. Uite, exact strategia. Începe să... În primul rând, face loc pe unde e gaura. Spațiu foarte mult să cazi. O să încerc și eu asta o dată. Chiar dacă probabil o să dau fail mare de tot. Dar vor fi mai mulți care încearcă, știi, să fie... Mă rog. Găurește cât mai mult, cât mai mult. Încă nu e nimeni eliminat, unul eliminat. L-a trecut prin, ia, ce-a făcut, mă? What? Te vreau să mai văd o dată. Dar mai apărut, mă, ci... Nu, nici eu nu știu ce s-a întâmplat, mă rog. Cred că aici era. E 0 din 9. Am dat eu în urmă ca prostul. Aha, ăla s-a teleportat. 5 din 9, cad toți. Dar a mai rămas unul. O să-i tai aia să nu mai poată să se ducă și... Dar nu prea face bine. Trebuie din interior spre exterior.
Da, și practic mor toți și câștigă. Bă, îmi place asta, nu era. 38 s-au calificat. Show these quitters as losers so I can watch them fall. Da, asta e o idee foarte bună. Dacă ai pierdut și ai ieșit repede din match, tu nu mai apari aici când ești aruncat. Îți dispare caracterul de tot. De-aia uneori o să vedeți că s-au eliminat decât 2 jucători. Dar au mai fost alții 8, să zic, care au ieșit și nu apar aici. Ar trebui să apară toți. Pentru că e satisfăcător când sunt mulți calificați. Descalificați, pardon. Echipa mea... Uite cum îi curge balele la bot. Și echipa adversă. Musculoși, atletici, puternici, înalți. Tare. S-a plânge la finish. 7 din 18, el așteaptă unul. A thick boy. Mi-am făcut un nou prieten și am văzut cum a murit. Tragic. Am prietenit cu pelicanul. Eee, frățiorul, che faci, tată? Ejected. Nu! Ok, săracul. Și nu-i băia asta, dude. E horror. E Fall Guys la 3 dimineața. Ia uite-l. Holy. Boing. A încercat. Ce să mai... Ia uite și pe ăștia. Dubla 2. Boing. Wow. Tare. Multe se repetă, știi? Cam mai e faza. Multe clipuri. Am avut grijă de el, băieți. Dă-te jos, rață nebună! Bă, da, să bată ăștia aici. Și dacă vă țineți amândoi, ai văzut că nu se întâmplă nimic. Dar ăla s-a dat bătut și a căzut. Și că nu am o coadă, îl prinde. Nu am o coadă! Știu, sunt doar singur. E ok. Se îmbrățișează, bă. Wow, se iubește la mine în video. Sunt pionier. Da. Ăsta e mai satisfăcător decât orice. Ia uite-l. Sunt multe skin-uri de astea, dar nu le-au pus ei aici. Fall Guys, SpongeBob. Wow. Vreau să văd niște skin-uri, mă, de final. Dă-mi un skin. Tare asta de The Hour. Skin. Vreau skin-uri, nu video-uri. Ne-am uitat la video-uri destul. Arată niște skin-uri tari. Priză. What? Ok. Adică sunt multe idei de skin-uri. Exact ca pe Brawl Stars. În diferite culori. Ceașca. Ok. Le-au și animat, mă, le-au făcut în programel ceva. De final voiam să vă arăt skin-ul acesta de KFC. Scrie aici gaming. După care cu Clash Royale ceva. Adică, bă, posibilități sunt dacă vor să adauge skin-uri. Asta e destul de tare și chiar sunt curios să văd pe viitor unde ne duce jocul peste, să zic, vreo 10 luni. Sezoane noi, hărți foarte multe și așa mai departe. Dar e promisător și e distractiv. Dacă v-a plăcut episodul și știți ce aveți de făcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem la viitoare. Pa, pa!